Expoziția Românce de poveste arată parcursul mai multor femei care au făcut descoperiri în știință, au militat pentru drepturile omului și au făcut performanță în sport. Ne-am oprit la 5 exemple, gândindu-ne că, iată, este anul Smarana Brăiescu, anul în care se împlinesc 90 de ani de la saltul său cu parașuta. A apărut pe piață prima bancnotă cu o femeie româncă și atunci am spus că e bine ca acești copii să afle cine este personajul acela de pe bancnotă. Ni s-a părut important să le spunem celor mici cine este Sofia Nădejde, că este prima femeie care a dat vreodată bacalaureatul într-o școală de băieți în România și că, iată, o avem pe soprana Hariclea Darcle și nu multă lume știe că este prima soprană pentru care s-a compus vreodată un rol și, nu în ultimul rând, Ana Maria Brânză, cea care a fost declarată de 5 ori cea mai bună jucătoare de scrimă din lume. Eu cred cu tărie că fiecare om are o poveste care poate servi drept inspirație oamenilor din jurul lui. Cu siguranță și pentru ei este un soi de motivație, da? Dacă aceste românce au ajuns acolo și, uite, peste ani încă se vorbește de realizările lor, cu siguranță poate să trezească așa în fiecare copil ideea de ok, dacă ele au putut și eu pot. De fapt, despre asta este singura mea putere, este puterea exemplului personal și eu sunt de părere că dacă eu am reușit să ajung acolo unde mi-am dorit, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, oricine poate reuși atâta timp cât își dorește suficient și cât muncește în fiecare zi cu aceeași determinare și dedicare pentru visul lui. În ce vrei să excelezi? Pentru că, iată, Ana a excelat în sport. Eu aș vrea ori în desen, ori în fotbal. O profesoară. Ce profesoară? De ce îți place atât de mult? Că îmi place la școală. Ce vrei să predai? Ce materii? Engleză. Aș vrea să fiu cântăreață pentru că îmi place foarte mult să cânt. E foarte tare pentru că puterile femeii sunt puse în lumina reflectoarelor și femeile care au făcut istoria, adică au scris paragrafe întregi despre acele femei, doar că unii oameni nu prea sunt interesați. Poveștile acestor femei pot fi ascultate prin scanarea unui cod QR cu ajutorul telefonului mobil. Copiii pot face diverse activități în cadrul expoziției interactive. Pot desena, pot face puzzle-uri, pot asculta arii celebre, se pot juca cu un simulator de zbor. Avem acolo inclusiv niște manechine foarte simpatice și ei pot schimba pălării încercând să potrivească personajul cu pălăria și, bineînțeles, pentru cei cu deficiență de auz, de asemenea, întreg conținutul este accesibilizat. Expoziția Românce de poveste poate fi vizitată până pe 18 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18, la Casa Filipescu Cesianu din Capitală.